Mă bucur să fiu aici ca să-mi spun viața mea care a fost din trecut și care este acum. Ca orice om în universul acesta, a fost o zi, a fost o oră când se naște și m-am născut și eu, pe data 29 septembrie 1979, într-un sat, Raionul Cimișlie, satul Gura Galbena, dar la moment mi-am petrecut copilăria, tinerețea în orașul Strășeni. Părinții au hotărât să trăim într-un oraș mai aproape de capitală, de aceea toată copilăria, toată tinerețea, toți anii de școală mi-am petrecut în Strășeni. Am avut o copilărie simplă, din părinți și dintr-o familie, oameni muncitori, simpli, dar în școală foarte mult îmi plăcea să am dreptate. Și oriunde nu era dreptate, eu mă stăruiam să fac dreptate. Chiar dacă nu cunoșteam pe Dumnezeu, înăuntru meu era dreptatea. Dar aveam colegi de clasă care nu iubeau dreptatea și tot timpul era luptă între aceasta. Crescând, am început să mă lupt în mine ce să fiu eu în viața aceasta. Și tare mult îmi plăcea ca să devin un polițist. Chiar mă gândeam și din clasa 7 am început să frecventez sala de forță, mă ocupam cu sportul, căutam toată informația ce e legat de poliție și ajungând mai în vârstă am înțeles că acolo este locul unde trebuie să fiu ca să fac dreptate. În școală foarte mult iubeam să studiez, dar sportul era pentru mine unicul lucru. Atunci când am început eu să realizez în viața aceasta că viața de viitor a să fie în poliție, știam că costă mult timpul și trebuie să fiu un om care să am tot timpul dreptate. Am dat documentele în Academie de Poliție. Și dacă n-am avut posibilitate, n-am putut să intru, am dat faliment, dar Dumnezeu a avut, cred că, un plan cu mine. Și în disperarea mea am început să-mi spun, îmi voi face alt viitor. Căutam să-mi fac o viață fericită și credeam că fericirea pot să o am și fără Dumnezeu. Mi-am spus, o să plec peste hotare, cum pleacă toți prietenii mei. Și am început să caut o sursă să plec în Europa. Și un an de zile m-am luptat cum să pot să ies din țara noastră. Din 2000 până în 2001, toate documentele erau gata, dar nu puteam să plec în Europa. Când într-o zi a venit un prieten și mi-a spus, eu plec în Coreea. Și dacă dorești, timp de o săptămână, toate documentele sunt gata și mergi și tu. I-am spus, pleacă tu și eu o să vin de urmă. Atunci credeam că este un vis să fii departe la 12.000 de kilometri, dar când am văzut că prietenul meu a ajuns, am hotărât și eu să plec. Aveam vârsta de 21 de ani și mi-a lăsat toți prietenii, toate petrecerile, toate veseliile mele, care aveam plăcere în ele și am plecat peste hotare. La 12.000 de kilometri. Acolo mi-a fost foarte greu, ca oricui. Dar am început să muncesc, că îmi spuneam că prin muncă o să-mi capăt și bucățica de pâine și visul o să ne împlinesc. Departe de casă nu era nimeni, nici părinți, nici oamenii care să mă învețe. Și am început pe o viață foarte rea și foarte greșită. Mergeam din bar în bar, mă veseleam, fetele erau plăcerea mea, băutura, discoteca. Banii era ceea ce nu mi-a ajuns niciodată. Dar acolo am simțit, aveam bani, aveam totul și pot să-mi realizez visul meu ca să fiu fericit. Atunci nu mă gândeam la Dumnezeu, nu credeam că este ceva sus în ceruri care mă va judeca. Dar într-o zi, la o petrecere,
Doi prieteni de-a mei s-au certat și unul l-a ucis pe altul și am văzut că la 33 de ani un prieten de-a meu a decedat. Peste un an, aceeași istorie, iară la o petrecere, iară la o beție, a decedat încă unul. Și mi-am pus întrebarea, oare când o să mor eu și în ce stare o să fiu eu și la ce vârstă? Timpul trecea, lucram, a trecut 2 ani și într-o zi m-am hotărât să pășesc pragul unei adunări, unde m-au invitat prietenii mult timp, dar nu m-am hotărât. Și intrasem în adunarea aceea și am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-am pus întrebarea, ar putea eu să fiu în mijlocul unor oameni ca aceștia, deoarece sunt păcătos? Și n-am ce căta în mijlocul unor oameni. Și eu, ca fire, eram om religios, creștin ortodox și îmi spuneam, nu-mi schimb niciodată credința. Eu o să fiu ortodox. Dar trecând timpul, frecventând adunarea creștinilor, auzând cuvântul lui Dumnezeu, cel care iubeam adevărul, vedeam că în mine nu e adevăr. Simțeam că în mine nu este adevărul, sunt o minciună. Și îi spun păstorului de acolo, aș vrea să studiez cuvântul lui Dumnezeu, să văd unde este adevărul. Am luat o Biblie și am început să studiez cuvântul lui Dumnezeu. Și înțelegeam că toată viața mea a fost o greșeală. Toată viața mea a fost un lucru care nu este plăcut în fața lui Dumnezeu. Studiind Sfânta Scriptură, am început să înțeleg că gândurile mele de credința mea ortodoxă nu erau corecte. Am sunat chiar și acasă și am spus părinților, vă rog să vă duceți la mănăstire să cumpărați o Biblie ortodoxă, că văd că Biblia care o citesc se contrazice tuturor gândurilor care le aveam eu. Și 2 ani de zile am studiat Sfânta Scriptură, toate Biblia erau înșurate și căutam adevărul și vedeam că adevărul este în Biblie și eu nu-l trăiam. Și lupta aceasta a fost timp de 2 ani de zile. Mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să ies din păcatul acesta, ajută-mă să pot lepăda chiar și băutura, chiar și toate distracțiile, barurile, fetele, căci asta nu este plăcut în fața ta. M-am gândit mult la viața mea și am înțeles că într-o zi pot să mor și eu ca prietenii mei, într-o petrecere. Dar atunci îți părea că este o glumă. Spuneam, tinerețea este frumoasă, trebuie să o trăiesc. Am venit în fața lui Dumnezeu sincer și am spus, Doamne, dacă Tu existi sus în ceruri, schimbă-mă că eu nu pot. Nu pot să mă lepăi de toate păcatele acestea. Te rog, intervii în viața mea și fă-mi o schimbare. Atunci am pus genunchi în fața lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dacă existi sus în ceruri, te rog să mă ajuți. Nu trecând mult timp, viața mea a început să se schimbe, dar în fața oamenilor, înăuntru meu, nu era schimbat. Toți oamenii mă vedeau că sunt ceva schimbat, dar eu singur, pe ascunsele, știam că nu sunt în adevăr. Atunci chiar și păstorul spune, uite, Sergiu, văd că citești Scriptura, văd că ai o viață schimbată, nu vrei ca să primești botezul. Și într-o glumă am spus, probabil se poate. Ajungând în ziua botezului, păstorul a chemat pe fiecare în parte să discute și ultimul eram eu. Mi-era rușine să fiu primul. Și păstorul mă întreabă, Sergiu, ești gata să intri în apa botezului? Ridicând ochii în cer, am spus, nu, nu sunt gata. Dacă voi intra, o să fiu un mincinos, dar mie îmi place adevărul. Și m-am refuzat în ziua botezului să fiu botezat. Și păstorul îmi spune, Sergiu, Dumnezeu te așteaptă, oricând. Nu trecând mult timp, aproximativ 2 luni, am lepădat lucrul, am venit într-o casă de rugăciune cu păstorul. Înainte ca să zbor la Moldova, am spus, Doamne, ajută-mă în săptămâna aceasta, înainte ca să zbor acasă, să mă întâlnesc cu Tine. Și nu trecând multe zile, peste 2 zile, Dumnezeu mi s-a arătat în vis. Un vis foarte frumos.
și era chip dumnezeiesc, care mintea mea n-a văzut niciodată. Și în imaginea aceasta, un șarpe m-a mușcat de picior și m-am uitat în jos și vedeam că picioarele mi se înflă și spun, mor. Și Dumnezeu a întins mâna la mine și spune, nu, eu te vindec, fii sănătos. Sculându-mă, în lacrimi, am fugit deodată la păstor, că trăiam amândoi în adunare, am căzut în genunchi și spun, vreau să mă botez, vreau să mă împac cu Dumnezeu. Atunci păstorul, lăcrămând, a spus, Sergiu, peste 2 zile, vineri, vei primi botezul și sâmbătă vei zbura la Moldova. Vineri mi-am chemat toți prietenii, am primit botezul, bucuros am venit acasă, născut din nou, o viață nouă și o făptură nouă. Chiar singur nu înțelegeam ce e în mine schimbat, simțeam că sunt un om nou. Am venit acasă, toți părinții, rudele, nu m-au recunoscut. Au spus, nu este Sergiu acela care s-a dus la Coreea. Dumnezeu mi-a schimbat viața mea, dintr-un om rătăcit, dintr-un om mândru, care nu-l cunoșteam, m-a făcut să fiu un copil al lui. Deja am 6 ani, mergând cu Hristos și trăind în adevăr. Și predic la toți că cuvântul lui Dumnezeu schimbă viața oamenilor. Dumnezeu ne cheamă ca să-L căutăm. Și dacă vrei să cunoști adevărul, caută-L în Sfânta Scriptură. Îngenunchează în fața lui Dumnezeu și cere de la Dumnezeu, Doamne, arată-mi adevărul. Și Dumnezeu este drept și credincios. Și El îți va descoperi și ție, cum mi s-a descoperit și mie. Dumnezeu ne iubește, căci noi suntem creația Lui. El nu vrea ca să ne ducem în iad. El vrea ca să fim în rai. Să nu ne mințim, că eu mulți ani m-am mințit pe mine, că sunt un om creștin. Dar Dumnezeu vede cât de creștini suntem. Poate în afară cineva se uită la noi și spune că este un om educat, este un om care cult, dar înăuntru nostru sufletul tânjește după Dumnezeu. Dumnezeu ne caută. Nu știm când este clipa, când ne vom duce acasă sus în ceruri, dar vreau să-ți spun ceea ce mi-am spus mie. Doamne, dacă existi, descopere-ne și mie. Dumnezeu se va descoperi oricărui care îl caută. Chiar Iisus Hristos spune, cine bate, îi se va deschide. Bate în rugăciunile tale către Dumnezeu și Dumnezeu va deschide și se va descoperi ție personal, cum s-a descoperit și mie.